dimineața, s-a trezit Dulceața. Astăzi mergem la concert și... oh, ce frigie! Mă duc repede să le iau mâncare la pisicuțe, să-mi iau și o apă și apoi mă duc acasă că am o tonă de treabă și trebuie și să filmez, să fac și curat, să mă și machiez, să mă spăl și pe cap. O să dureze, dar nu o să vă plictisesc și o să vă pun totul pe scurt. Ok, am ajuns acasă și în loc să mă duc să mă spăl pe cap, pentru că mă grăbesc foarte rău, am foarte multe lucruri de făcut, adică mai trebuie și să spăl, să dau cu aspiratorul, să dau cu mopul, pe lângă am pregătit de concert. Și am zis să haideți să dau repede un test, să văd să, cum mi se mișcă mâna, să văd cum mi se mișcă mâna pentru make-up. Nu o să folosesc deloc culori, ceea ce am crezut că o să fac, dar nu o să fac. Și o să merg doar pe bază tehnică de eyeliner și cam așa arată până acum. Mă rog, o să îmi șterg toată fața, vă dați seama că ăsta e doar un test să văd ce pot să fac, fără schițe, fără nimic. Și mie mi se pare că e destul de ok. Vă dat, eyelinerul nu e gata, asta nu e, nu se gale, adică doar a fost așa for fun să văd cât de bine mă descurc. Sincer vă spun că mie mi se pare că e și genial. Mă rog, modelul e random. Mă duc să mă demachiez, să mă spăl pe cap, să mă pregătesc și apoi o să vedeți cum mă machiez. Oh my god. Și acum vine momentul ăla din viața mea în care cred că regret tot ce fac și e super frumos, ok. Dacă nu v-ați prins, acum trebuie să-mi fac machiajul pentru concert și o să fie destul de complicat având în vedere că nu am o idee în cap. Prima oară voi începe cu liniile de eyeliner și sper să nu le greșesc și să le fac din prima. Nu știu câte șanse sunt să se întâmple astea pentru că nu mai mi-am făcut eyelinerul de un an de zile. Eu acum am un lid ricin pe gene și va trebui să-l îndepărtez pentru că după eyeliner o să fie cam inutil. Nici nu știu ce machiaj fac. Haideți să terminăm cu ce e cel mai greu, adică eyelinerul, codițele de eyeliner, pe care vreau să fie drepte și lungi. O să-mi țin ochiul drept și o să trasez linia. Iar apoi vin de aici și continui linia. Nici nu știu de ce vă explic, că mai mult ca sigur nu cred că vedeți. Am grijă la gene să nu le ating cu eyeliner. Chiar dacă se vor atinge puțin, contează să am precizie și să am grijă. Deci nu vreau să-mi ating genele de eyeliner pentru că ieri am fost la laminare și na, dacă le ating se cam duce procesul. Cam asta este codița de eyeliner. Sunt mândră de ea, dacă iese la fel și la celălalt ochi, Doamne ajută. Concentrare maximă. Și asta parcă îmi place mai mult. Mai frumoasă. Clar, linia asta de eyeliner îmi place mult mai mult. E mult mai ridicată. De fapt, eu nu știu ce să zic. Nu știu ce să fac, nu că nu știu ce să zic. Asta e mult mai subțire, asta e mult mai lungă. Ce emoții am. Mi-am făcut cozile de eyeliner, doar că sunt foarte... indecisă, nu-mi dau seama dacă sunt egale. Cam așa arată codițele de eyeliner până acum. O să mă uit și o să văd dacă sunt bune. Zic, e destul de ok. Acum o să vin și cu codițele de interior, care astea vreau să fie foarte subțiri. Le-am făcut. Ah, chiar au fost foarte rapide, doar că, din nou, nu-mi dau seama dacă sunt făcute corect, pentru că nu m-am machiat de foarte mult timp. Acum ar trebui să-mi fac machiajul acela foarte... special. Ok, voi aplica acum 3 puncte. 1, 2, 3, 4, 5. Am aplicat 5 puncte. 4, 5. Și acum mă interesează, nu știu ce model să-mi fac pe frunte, sau nu știu dacă să-mi fac un model pe frunte. Știu că aici voi vrea o linie dreaptă. Perfect. Linia asta de jos mi-e tatuau, mi se pare că arată foarte drăguț. Cam așa arată până acum. Nu știu ce să mai pun pentru că mi-e frică să nu-l stric. Să nu-l fac prea mult. Totodată mă gândesc că n-ai un concert cu tematica asta și că n-aș putea să-l stric. Oh my god. Oh, chiar mi-e frică să-mi pun ceva pe frunte, că mi-e că stric machiajul. Mă uit pe mâini, ce simboluri am, o semilună. O semilună inversă ar fi mers, doar că nu cred că am acest talent în a desena o semilună inversă. Vai. Mm.
E strâmbă, în primul rând. Mă gândesc un hack pentru a face o seminună foarte mică. Am nevoie de un capac. Am găsit capacul! Am găsit capacul! Haideți să vedeți life hack. Și vedeți că este o porcărie. Ah, perfect! Doar că m-am dus eu prea mult sau... Oh my god! Life hack! Nu cred. Ok. Ok. Ah, mi-am luat eyelinerul de pe nas. Genial! Uitați-vă la seminuna asta. Mamă, ce life hack șmecher. Aș fi vrut să port și asta pentru că are tematică cu conceptul, știți? Dar că nu știu cum o să mă îmbrac. Oh my god, ce cute arată! De ce mi-am prisea că așa o să ies de acum încolo afară? Oh my god! Ce arată machiajul, nu am cuvinte să spun cât de mândră sunt de mine, având în vedere că nu m-am machiat de un an. N-am pus mâna pe un eyeliner și mi-a ieșit chestia asta din prima. N-a trebuit să șterg niciun ochi, n-a trebuit să... Am făcut mici retușuri, dar n-am stat să șterg linia de eyeliner, n-am stat să... Nu pot să cred. Arată uimitor din punctul meu de vedere. Acum, na, fiecare cu părerea lui. Am emoții. Am emoții, nu știu pe ce să mă îmbrac și am descoperit că bluza mea preferată, primită de la mami, e ruptă. Și nu că mi-a dat-o ea ruptă, dar pisoii mei au rupt-o și am uitat. Și mi-am readus aminte de acest păcat. Oh my god, ce drăguță sunt! Ce sexy se vadă tatuajul, gen. Mamă, ce drăguță sunt! M-am pus să mănânc pizza, ce-a mai rămas de aseară. Și ar trebui să strâng prin cameră, pentru că e dezastru. Păcat că nu merg la un concert cu Demi Lovato, că muream. Mă duc să mă văd cu fratele meu ca să luăm shawarma și mergem sus la mine să mâncăm. Și eu am ieșit așa. De-abia aștept să se uite toată lumea la fața mea. Și așa se uita și de la mine, că aveam flash-uri. Acum mai am și chestiile astea pe față. Doamne, dați frumoasă foc. Mi-am luat șuba. Asta o să fie și outfit-ul pentru concert, pentru că nu știu cu ce ar putea să mă îmbrac încât să nu fie fric. M-am întâlnit cu fratele meu și mergem să luăm shawarma. Nu, stai, taie, nu mai fură. De ce? M-a făcut așa cric. M-am întâlnit cu fratele meu și acum asta e mai bine. Și mergem să luăm shawarma. Ne-am pus să mâncăm și ne auzim după. Mergem la concert. Primul nostru concert. Ai mai fost la un concert? Da, la Dașca Zugli. M-a ajuns la DM și bărbatul meu și alege parfum. Asta face. Înainte de ce? Eu mi-au doar de la rabice de pe internet. Așa par și mai ciudat. Noi de când trebuie să fim la concert, noi ne uităm după parfum. Nu, ăla e prost. Nu vrea să-și ia cabana, el cabana, că a avut cabana. Dar nu mai vrea să-și ia. Este foarte, 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 foarte frig. Și e frig. Asta e doar la norac. O să se înghețe. O să se înghețe. Și-a făcut cafea. Și mergem. Mergem. Primul nostru concert. Da? Pa! Ne auzim de la backstage. Ne-a făcut controlul. Vreau să-mi iau apă, că mi-a luat apă la intrare. Spunea-se cât costă aici o sticlă de apă, dar văd doar bere. Ne vedem. Like a movie, you think
ieșit de la concert, a fost foarte mișto. O duce Robert acasă și cam asta a fost. A fost foarte mișto, doar că foarte scurt. Mă rog, n-a fost, a ținut o oră jumate. Dar da, a fost foarte frumos, mi-a plăcut maxim. Am ajuns acasă și sunt ruptă. Mă duc să mă demachez. Și cam asta a fost ziua de astăzi. A fost minunată. A fost un concert de nota 10, deci nu mi-a putut, sunt foarte obosită. Chiar mi-ar fi plăcut să țină mult mai mult, dar a fost ok și o oră jumate sau două cât a ținut. A fost minunat și cred că o să încep să merg mai des la concerte, pentru că am aflat că ador să merg la concerte. Acum m-am uitat la videoclipul pe care l-am filmat și mi-am dat seama că e totul șters. Da. Vă pup și vă iubesc.